Da. Hai să facem dateam, că dacă nu ți-l ascund la roșu, poate luni vin. Da. Deci ia să nouă, zicem. Dacă M, N și P sunt niște acele laturilor A, B, B, C, A, C. Deci M, N, latura al triunghiului ABC, da? M, N, latura M, mijlocul lui AB. M? Dar ce se dă? Un triunghi? Da. Da, un triunghi. Triunghiul deci triunghiul ABC. În care M aparține lui BC și nu oricum. La AB, parcă. M, mijlocul lui AB. Lui AB. A lui AB. Astfel încât am congruent cu MB. A, M. Congruent cu M, B. Nu aparține lui BC. Nu aparține lui BC. Astfel încât B, N, congruent cu M, B. Și P aparține lui AC. Aparține lui AC. Astfel încât AP congruent cu PC. Cum? Mi se mai dă area triunghiului. Area triunghiului MNP. A, mai se dă area triunghiului MNP de 10 cm pătrați. Egal cu? 10 cm pătrați. Și în concluzie să arătăm, să aflăm area triunghiului ABC. Să știu că al mână P triunghiul ăsta, îl știu aia, e 10. Ne dă sau te da, da, ne dă, nu e problema, mă, despre ipoteză. Trebuie să aflăm area triunghiului mare. Cred că știi că să încep. Bună, bună. Iculinea mijlocie. Păi, da. Iculinea mijlocie, haide. Păi, da. Un pic să mai așteptă și pe ei, gândește bine. Ok. Dar zici corect. Deja ai absorbit ideea. Pă, mă, cu cână. Cu cână. Cu cână, așa. Da, de ce motiv? Pentru că când e mijlocul lui CB și PM e da. Paralel cu CB și jumătate din CB. Bun. Deci ce poți să spui de PM în C? Că e paralelogram. Paralelogram. Și fiind paralelogram, triunghiul PC în e congruent cu PM. Așa. Deci ăsta au aceeași are tot 10 spun aici. Da. Și dar și P, N, B, și analog și toată cealaltă. Analog și în partea cealaltă. Da. Analog și cu M, M, B. Deci, care e un altul? A, M, N, B. A, M, N, N, B. Da. Tot așa, de 10 și aici, centimetri pătrați, de aceeași motiv. Și acolo tot sus. M, M, B. 10 centimetri pătrați. Deci asta e toată problema. Asta e tot o problemă. Mamă, ce simplu era. Deci chestia a fost pe paralelogram. Da. Și o redactăm asta, așa? Atât. Da, nu atât pe figură. Zicem așa. Nu mai fi figură. Deci, demonstrație. Deci, demonstrație, spunem. P, M, linie mijlocie. Linie mijlocie. Rezultă. Deci, pe M, linie mijlocie. Ar trebui să fi scris. A, P, cât P, C. A, M, cât M, B, da? Da, avem în ipoteză, domnule. Din ipoteza asta. Deci P, M, din mijlocie, rezultă că P, M, e paralelă cu cână. Și P, M, este și congruentă cu cenă. Cu cenă. Deci, acolată din ăsta, dacă două laturi opuse într-un patru alter sunt paralele și concrete,
rezultă că... P, M, N, C, paralelogram. Și atunci rezultă că area lui P, N, M, area triunghiului P, N, M, egal cu area triunghiului PCN, area triunghiului PCN și egal cu cât cu 10 cm pătrați. Și analog cu restul. Și analog, iarăși, mână linie mijlocie, dacă am mână linie mijlocie, rezultă că MN e paralelă cu AP. Paralelă cu AP. MN congruentă cu AP. Deci rezultă că MN AP paralelogram MN P. MN P. Paralelogram. Rezultă? Area lui P, A, M. Area lui P, triunghiul P, A, M. Egal cu area triunghiului. P, N, M. Și egal cu 10 cm pătrați. Și cu M, B. Exact. O să facem și cu P, N. Până la mijlocie. Mijlocie, rezultă că dacă până vine mijlocie, înseamnă că până e paralelă cu cine? Cu MB. Cu MB. Până congruentă cu MB. Cu MB. Deci rezultă că M, M, B, paralelogram. Și atunci area cărei triunghi are area triunghiului până în M. Care cu area M, M, B. Se. Din nou 10 cm. De unde rezultă că area întregului e area triunghiului ABC egal de 4 ori. 40 egal cu 40 cm pătrați. Termina problema. Da, trebuie să fac un pic de pauză. Da, da, da. Dictezi-o. Așteaptă la că să o știu. 126. Alt citiți dumneavoastră? Nu citești, domn profesor, că am pus X. Îl citește. Lăsați-l în față, domn profesor. Citește cineva să... Până știe tabla, până... Da, da. Da. Mai sunt două steluri acolo. Astea cu X? Bine. Alea cu X le-am văzut. Bine, bine. Dictez imediat și vă scriu eu, da? O și domnul. Apă cât de parametrii și eu sunt parametrii. Mai, nu fiecare. Tu trei la pagina 126, te rog, azi, nu vorbești. ABC de paralelogram. Da, îmi ipoteză, copil. ABC de paralelogram. Area ABC de 36. Area paralelogramului ABC de 36, da? Da? M aparține lui AB. M aparține lui AB. Da, să-l ajung pe
Astfel încât, cred că, MV, da? Egal cu 2AM. Să aflăm, în concluzie, ariele stringului A de B. A, D, B. La B mic, asta la A. La B mic să aflăm aria triunghiului ADM. ADM. Și la ce mic? Și la ce mic să aflăm aria triunghiului CD. D, B, A. Nu vă problemă. Face un paralelogram, copii? Da, așa zice și eu. AB, CD. Avem aria paralelogramului, 36 cm pătrați. Cine îmi zice formula la aria paralelogramului? Baza ori înălțimea. Dacă îi ducem înălțimea din an, zicem mie, I10 ori AE, da? Zic bine, copii? Asta zic, baza ori înălțimea. Deci ori AE, da, ok. Da, ok. E mijlocul AB. Nu mijlocul, e un punct pe AB. Ca să fie 2AE. Exact. Să împărțim în 3. M. Am un imă? Îl împărțim în 3. Bun. MB, îl împărțim în 3 și luăm pe M aici, că nu mai bani. Să fie de 2 ori AM. Am la bine? Da. Ok. ABCD cu DC ori AM. Și zice că trebuie să aflăm aria triunghiului ABD. ADB. Trebuie să tragem diagonala. ADB. Ducem diagonala ADB. Ior, n-ai făcut figura? Da. Acum ce să fac? Ce? Da? Trebuie să aflăm aria ăstuia. Să știm că într-un trapez diagonală și nu știu mai câteva. Dar nu-i trapez. Trapez, da. Într-un paralelogram. Trapez, trapez. Se înjumătățesc. Nu ne ajută. Acum trage și cealaltă diagonală. Nu știu. Păi da, dar miceria aria lui ADB. Nu de om? Da. Și diagonala ce a făcut? A împărțit paralelogramul în două triunghiuri? Echivalente. Atunci ADB este echivalent. Chiar congruente. Da. Pentru că ăsta e cât ăsta, asta e cât asta. Și atunci aria lui ăsta va fi egal cu aria lui ăsta. Și cum știm aria paralelogramului, da? Nu mă complicați, mă. Exact. Bun, deci da. Avem aria paralelogramului. Adi. Deci ABCD paralelogram? Da. BD. Deci ABCD, demonstrații, da? ABCD paralelogram din ipoteză, da? Puncte de diagonală care le împarte. Și DB diagonala. Rezultă că triunghiul ADB congruent cu triunghiul DCD. DBC. Da? Cum aria paralelogramului o știm? Aria paralelogramului capul 3 de 7. Rezultă că aria cui ne trebuia? Aria triunghiului ADB, da? E egal cu aria paralelogramului? 36 parțial. Supra 2. Da. Egal cu 36 de centimetri pătrat supra 2. Și va fi egal cu 18 centimetri pătrat. Punctul A rezolvat. Ducem la punctul B. ADM. Aria lui ADM. Pare? ADM. Bun. Bun. Alu ăsta. Deci am aflat-o pe asta. ADB. Acum ne trebuie aria lui ăsta. Știu că este format din aria lui ADM plus aria lui MDB. Și AM putem să scriem ca de două ori MB. AM egal cu 2 MB, da, e adevărat. Dar deci, înlocuim că... nu? A.
Da, deci, hai ziceți, deci, Adin, veniți cu idei, hai. Cum a zis ea? Că ADM este egal cu ADM. Adunat cu aria lui MDB formează aria lui ADB. ADM, adunat cu cine? Cu MDB, formează ADM. Da, exact. Dar nu le împart în două echivalente, că asta nu-i... Asta nu-i mediană ADM. Da, știu. Păi, putem să facem, putem să luăm o pauză. Plecam acasă. Mai să revenim. Dar eu mai sunt 20 de minute oricum. Da, priști. Și facem dintre pisalul D, B, M. Deci acum, domnul profesor, noi am arătat aria la jumătate din paralelogram. Da. Aveam aria paralelogram și am împărțit-o la D. Da, da. Acum din cere lui A, D, M. Și facem din cere lui M, D, B. Asta ne zice problema, că A, B a fost împărțit în 3. Păi da. Dacă a fost împărțit în 3, înseamnă că area lui D, A, M e dublă a lui M, B, D. E dublă. Ați auzit, copii? Pentru că chestia este așa. Când stă triunghiul pe A, M și am dus baza, da, ori înălțimea, asta e înălțimea. Da. Eu știam asta, dar altceva. Dar nu vreau că e corect. Să mai ducem înălțimea MC și după observăm că formăm un dreptunghi AMCM, adică AM este congruent cu EC și AE congruent cu, da, AM congruent cu EC. Dar nu știu că asta vine în C. Așa mi-a zis profesoara mea și așa. Dar nu vine în C. Că e o înălțime. Dar n-are cum să vină. Eu doar am împărțit-o în 3 pe asta și nu știu că pică în mijloc. Chiar în punctul C. Deci e o greșeală. Da? Deci e o greșeală, că e un panogram oricare. Eu îl pot iau și foarte oblic și atunci el pică mult mai în afară. Aici e pericolă să zic că pică în cer. Dar e o coincidență. Ideea este așa. Area triunghiului AMD e baza AM ori înălțimea. Dar înălțimea e AE sau D prim. Că este aceeași. Distanța între cele două paralele. Da, ori înălțimea AE. Corect. Corect. Iar area triunghiului MBD este MB ori D de prim. Cu tot ordinea. Și cum asta e dublă, da, înseamnă că area triunghiului ăsta e de două ori area triunghiului de aici. Și așa redactăm, domnul profesor? Păi zicem așa. Așa. Cum am... Cum? Am egal cu... Egal cu... De două ori MB. De două ori MB. Da. Pe și înmulțim asta cu D de prim. Ori D de prim. Uitați, așa e D de prim, copii. Așa, perpendicular. Da? Rezultă de aici că am ori D de prim. Este egal cu de două ori. Ori D de prim. Ori D de prim. Bun. Împărțim totul prin 2. Împărțim totul prin 2. Și vine AM. Împărțim prin 2 egalitate și vine AM ori de D prim pe 2 ca să și construim corect area triunghiului. AM ori de D prim pe 2 supra 2 egal cu 2, lasă 2-ul. 2-ul ăla, da? De 2 ori M B ori de D prim supra 2 pe 2. Și acum AM ori de D prim. Păi nu simplifică, că este ca un loc. Păi dar de asta am făcut. Avea aceeași numitor. Ce înseamnă am ori de D prim pe 2? Baza ori înălțime supra 2. Da. Ce este asta? Adică aceeași lucru. Deci baza ori înălțime supra 2, adică e aria așa, triunghiului. Așa, area cărui triunghi? Deci area triunghiului, asta înseamnă, rezultă de aici că area triunghiului AM, ADM. ADM. Este egală cu aria. Egal cu 2, de 2 ori. Rămâne 2 ori la față. Da. 2. Da. Ori MB ori DD prim pe 2. Ce înseamnă MB ori DD prim pe 2? Aria triunghiului MDB. MDB. Aria triunghiului MDB. Și atât că tocmai ce spuneam. Că aria triunghiului ADM. ADM. Da. Alua ADM. E două ori... Triunghiul ăla MB. Da. Tocmai am spus chestia și acum am arătat. Și ADM. Corect. Eu de unde am plecat? Am plecat de la faptul că AM e de două ori MB, lucru dat în ipoteză,
Da. I2 mă B. Am înmulțit cu DD. Înălțimea, da. Am împărțit pe doi ca să-mi construiesc aria. Ca să-mi construiesc aria, corect. Și merge și ca aria lui triunghiului ADM, de doi la triunghiului, da. Bun, și cum aria lui ADM... Dar ăsta și cu ăsta împreună fac știut. Da, aria lui... Cum aria triunghiului... ADM plus aria triunghiului, așa vreți să-mi văd, aria triunghiului MD, B, este egală cu aria lui... Sau scriu cât? 18 cm? Da, 18 cm. 18 cm. Pătrați. Atunci, în loc de ADM, ce poți să spui? ADM. AM. De două ori mă dăbă. Rezultă. Că de două ori mă dăbă. Aia triunghiului mă dăbă. B, B, plus aria lui mă dăbă. Triunghiului M, D, B. Egal cu 18. Adică aria... 3, adică aria, de 3 ori aria lui MD, egal cu 18, aria lui MD, e egal cu 6. Aria lui MD, egal. Se rezultă aria triunghiului MD, B, egal cu 6 cm pătrat și aria lui ADM e 12. Și D... E de 2 ori. Dacă ni s-a cerut și aceeași... Mi s-a cerut ADM și al lui... Perfect, am răspuns. Da, da. Una e 6 și alta e 12. Și mai avem una și gata. Clasa 11 nu vine, nu? Nici nu aș face. Păi asta zic. Da. De asta m-am și întrebat. Facem repede și problema care? 5, parcă, domn profesor. 5. A, B, C, D, paralel. Stai puțin, Nadia. Stai, că vă și scriu. Iorna, tu nu prea înțelegi, a? Înțeleg. Nu prea, mă, nu uităm. Nu. Ce n-ai înțeles așa? Nu înțeleg. Hai zici cu urma de gură, că exact. Nu știu cu urma de gură. Noi o știm cu ea când o înțeles în adevăr. Ești așa... Îmi zice cu o gură mare. Nu, dar ea vorbește mult când știi. Îmi place înseamnă că nu prea mă înțeles. De jocul acela cu are. Și acolo s-a jucat mediana din nou. Exact. Dublu aceeași. Bine, Nicolci, am văzut. Lasă, mai lucrăm un minute, nu fii frică. Și problema 5, domn profesor. Da, 5. A, B, C, D, paralelogram. În ipoteză, da. A, B, C, D, paralelogram, M, N, P și Q, mijloacele laturilor, A, B, stai mai puțin, da, M, mijloacele, N, P și Q, laturilor, zi, A, B, A, B, B, C, A, B, pune o săgeată pentru M în dreptul ei ca să, așa, zi, B, C, da. C, D, da. Și A, D. Bun. Dacă aria patrulaterului mână pâchiu 20 cm pătrați... Dari. Aflați aria paralelogramului A, B, C, D. Facem revin un paralelogram. Mă, mijlocul lui AB. A lui B, P. P. Și P. Avem aria lui M, N, P, Q, 20 cm pătrat. Să aflăm aria lui A, B, C, D. Pare cunoscută. Pare cunoscută, parcă am mai făcut-o. Tu sigur ai făcut-o, că tu ai trecut de mult de... Hai să ne gândim. Hai să vezi și noi figura. Faceți figura. Tu ai... Deci MPQ este paralelogram sau patrulater? Patrulater. Atunci trebuie să aflăm... Paralelogram. Patrulater zice. MPQ patrulater, nu? Da. Trebuie să aflăm că este paralelogram. În ipoteză așa zice. Patrulater. Da. Să dovedim că e paralelogram, nu? Da. Imediat o dovedim. Ia să vedem. Cum dovedim că MNPQ e paralelogram? Paralelogram, triunghiul AQ, MNPQ.
până C și Q de P cu Q până. Așa. Așa. Da, cum dar vrei? Cu congruența triunghiilor. Triunghiilor? A, Q, M cu P, C, N, da? Da, și... Și asta e cât asta, domn profesor, unghiul ăsta e cât unghiul ăsta, asta e cât asta. Și da, putem să spunem congruentă. Da. Așa, analog pentru asta, asta, asta cu asta congruentă, gata, e paralelogram. Deci paralelogram, figura. Bun. Pentru că ABCD este paralelogram. Da. Și imediat este aia paralelogram. Bun. Bun. Altfel, cum ar, am mai arătat că paralelogram? Cum am mai putea arăta că e paralelogram altfel? Linie mijlocie iar. Dacă ducem diagonalele în paralelogram ABCD, așa. Aia e linie mijlocie. QM, de exemplu, e linie mijlocie și jumătate din, e paralelă cu DB și jumătate din ea. Și așa mai departe, analog în toate. Da, ce a zis Miruna, acum trebuie să aflăm că A e congruent cu MB, P e congruent cu C. Dar știm asta. AB, care, care pe om? Toate laturile, A, E, M, MB, de unde? Pentru că AB e congruent cu DC, A e congruent cu MB, DB. Deci ăsta este paralelogram de om. Și fiind paralelogram... ABCD. ABCD este paralelogram. Și când iei triunghiul ăsta cu triunghiul ăsta, latura asta este cât latura asta, asta este cât asta și unde și aici este cât asta. Da. Și atunci, gata, asta e cât asta. A, dacă arăți că e congruentă și asta, nu mai trebuie să arăți că e și paralelă. Că iei două congruente. Înțeles. Păi... Bun, am arătat că și M pe Q e paralelogram, domn profesor. Așa. E paralelogram acum și el. Avem aria paralelogramului ăsta și se cere aria paralelogramului mare. Aștept păi, o idee la voi. Aria paralelogramului este egal cu... Aria paralelogramului cu cine este egal? Cu baza, cu baza anii. Nu, nu. Baza ori aia e la trapez. E baza ori înălțimea. Dacă duc înălțimea, de exemplu, din A, e baza de ce ora e. Da, și da. Aria paralelogramului... Copii, am mâncat ca figură. Complicăm problema. Exact. Nu ne putem gândi la afara dimensiunilor. Baza și înălțimea și nu știu ce. Trebuie să jucăm pe alte chestii acolo, pe ce înseamnă niște mijloacele, acelea valorificate. În oară, dacă ați uni pe Q cu N, șterge aia. Ca să șterge înălțimea, da? Da, da. Și ce e atunci? Nu se cheamă linii mijlocii într-un paragraf. Nu putem vorbi de linii mijlocii într-un paragraf. Da, nu mai trapez. Nu știu, am o problemă cu linii mijlocii. Q trece prin nou. Trece prin nou obligatoriu. Putem dovedi. Adică pe aici? Da, 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 acolo. Deci trebuie obligatoriu și dovedim că trebuie și pe acolo. Da, și ștergem 20. Hai bine, ștergi 20 acela că nu te încurcă. Da. Voi puteți face așa, fără 20. Da, și duci și pe mână. Duci pe mână. Mă, așa, așa. Tot pe acolo. Tot pe acolo. Da. E problemă grea, am unit asta. Și ăsta e punctul O, da? Da. Vă întreb Q, O, M, A. Ce să fie Q, O, M, A? Pătrat. Q, O, M, A. Paralelogram. Ăsta mă întreabă, domnul. Q, O, M, A. Paralelogram. Este paralelogram pentru că... A e congruent cu Q. A, Q cu M, O sunt congruente, la fel M, O cu A, M. Deci, în final, acestea congruente, e paralelogram. Și dacă e paralelogram, M, Q, A, Q, M, ce este acolo în paralelogram? Q, M, diagonală. O diagonală. Ce se întâmplă cu area lui A, Q, O, M? Area lui A, Q, O, M este egală cu 2 ori area triunghiului A, Q, M? Sigur. Deci, area paralelogramului A, Q, O, M, paralelogramul ăsta e împărțit în două, chiar triunghiuri congruente. Exact. Nu-s din figura ta acolo, A, Q, M, cu da. Q, M, Q, O. Așa. Da. Am împărțit în două triunghiuri congruente. Așa. Da. Așa. Și atunci... La fel pe Q, O, pe toate patru. Da. Și înseamnă că patru sunt în interior. 4 sunt în interior, 4 sunt pe margine. Nu? Da, deci. Astea ziceți 4. Așa, da. Așa. Cu prilani, cu prilani. Păi de-așa. Ale paralelogramului. Și au rămas astea pe margine. Și au rămas astea pe margine.
Dar asta înseamnă că area lui Union Pechiu e egală cu area lui Prină. E dublă. Adică, e, da. Deci area întregului ABCD. E de două ori area lui Union Pechiu. Și cum redactăm? Redactăm așa. Demonstrație, scrieți copii. Noi avem că am mă-i mijlocul lui A, B, da, 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 avem din ipoteza asta. P-i mijlocul lui de ce, da. Atunci M, P e paralelă cu deci, am congruent cu am congruent cu M, B. Scrieți copii. D, P congruentă cu congruentă cu P, da. Rezultă da. Că M, P M, P, paralelă cu AD. M, P, e și congruentă cu AD. Și paralela e și cu B, C. Ca să facem și cu B, C. Da. Și aici și congruentă și cu B, C. Da. Rezultă că A, M, P, D. Deci, am dus odată paralelismul ăsta. Da. Pe de altă parte, AQ, congruent cu QD, de da, sub. AQ, congruent cu QD. Bână, până, că. Bână, congruent cu MC. Rezultă de aici că... deci AQ cu Q. Rezultă că AB cu QN și cu DC sunt congruente. AB congruentă cu DC. Da, cu QN și cu QN. Așa. Q-n. Sunt și congruente și paralele. Și paralele. AB paralelă. Paralelă cu DC. Paralelă cu QN. Da. Și din astea, din astea toate patru, rezultă că toate figurile acestea sunt panograme. Adică rezultă de aici că AQ, AQ, copii scrieți, OM. OM, da. Pe urmă, virgulă. M, O, M, O, N, B. N, B, da. O, P, C, N. Da. Și O, P, D, Q. Acolo, de toate patru, sunt paralelograme. Și chiar congruente. Normal. Da? Paralelograme chiar congruente. Și asta spune de aici, de aici că area lui Q, A, M Q, A, M Q, A, M da. Area lui Q, A, M e egală cu area triunghiului Q, M, O Q, M, O da. Analog area triunghiului M, O, B cu... Dar chiar egalitate între ele. Puteți să duci și rost de egalități până la capăt, da? Exact. Și egală cu aria... Egală cu aria M, O, B. M, O, B. Egală cu aria triunghiului. O, N, B. O, N, B. O, N, P. Egală cu aria triunghiului. O, N, P. P cu N, C, P. Să mai scriu. Și egal cu O, P, D și cu Q, voi scrieți, Q, O, D. Voi scrieți, toți ținut, profesor. Uite, adică aici, asta... Aici, fără, dar uite, a, uite, am scris. Aria lui Q, A, M. Q, A, M. Egală cu aria lui Q, M, O. Da, cu M, O, B. M, O, B. M, O, B. O, N, B. Da. Cu O, N, B. Da. Da, și egală cu aria. N, C, D. N, C, P. N, C, P. Adică. P, și mai am doar 2, 3, 4, 5, 6. P, D, Q. P, D, Q. Și egal cu aria triunghiului P, D, Q. Și egal cu aria triunghiului Q, P, O. Q, P, O. Toate egale, da? Da. În final, pot să spun că aria lui ABCD e de două ori aria... Deci, în final, rezultă că aria... A, B, C, D, egal cu de două ori aria, mai bine, nu puteam să-i dau viață. Română, până până până. Și egal până. Cu 40, care e 20, nu? 40. Centimetri pătrați. Era 20 cu 40, de 20, da? Da. Deci, gata. Toată povestea a fost sesizată aceste panograme care s-au făcut, nu? Da. 4 panograme și fiecare prinde
O triunghi aici, îl lasă pe afară. Una. Și triunghiile sunt congruente. Dacă sunt congruente, șarele sunt egale. În final, toată povestea. În final, are vezi în orice. Nu, pe la orice, la orice chestiune de matematică trebuie muncit, antrenamentul susținut, numai acolo. Am mai spus și data trecută, dacă ai făcut antrenament până astăzi și două zile nu mai faci, urmă trebuie să intensifici efortul, să fie dublu efortul ca să ajungi la forma de mine. Așadar, ne oprim aici. La revedere, vă mulțumim că ne-ați urmărit pe profanat și vă doresc o seară plăcută în continuare. Nu uitați, dă-ne și șef! Așa e.